astăzi împreună cu Alexica HD am făcut cea mai bună pizza de pe Minecraft. Like și subscribe. Alexica, mă, tu mai vezi ceva prin pălăria asta? Adică stai că parcă-ți văd ochii puțin. Ok, chiar nu contează. Ei bine, văd că tu te-ai pregătit pentru că astăzi vom fi pizzari, dar tu ești băiatul de la Mac. Asta nu are sens. Oricum, Alexica, văd că e un sat acolo, chiar foarte aproape de spawn. Așa că dacă tot... Hai acolo, Alexica, da? Și dacă vreți să vă fac și vouă o pizza, trebuie să dați like și subscribe, da? Deci, dacă nu dați, o să vă fac Alexica o pizza cu dirt! Alexica, nu vrea nimeni pizza ta cu dirt. Pentru că e singurul om care îi place dirtul. Bă, da, spune-mi tu pe cine-i mai văzut să-i placă dirtul. Oricum, uite, văd că satul ăsta... Mie-mi place dirtul. Cine te-a mințit așa de tare, mă, Alexica? Uite, cred că o să avem nevoie de tot felul de legume. Uite cum ar fi morcovi, cartofi. Pune cineva cartofi pe pizza? Nu știu. O să iau oricum și văd că, din ce știu, dacă spargem iarbă... Uite, am primit o ceapă, cred că e asta. Dintr-un motiv sau altul, tot modul ăsta e în spaniolă, dar nu mă deranjează. Așa că hai să vedem, Alexica, ce se află sus. Trebuie să găsim un sătean și să ne facem propria noastră bucătărie, da? Deci ne facem o bucătărie bună. O să vezi tu, deci o să fiu cel mai bun pizzar, mă, Alexica. Mamă mia! Uite, mă, Alexica, luăm și noi aici niște pită, da? Deci dacă lor le facem pizza, noi o să avem nevoie de pită normală, cred. Asta e, n-avem ce să facem. Trebuie să ne adaptăm la situație și să mâncăm și noi ceva. Alexica e un urât de ăsta aici. Ia battle tut, battle, că o să-ți dea dirt, îți dă dirt, îți dă foarte mult dirt. Da, îți dă dirt, Alexica. Ți-a dat dirt, vezi? Ce slab ești, mă, Alexica. O, firar să fie. Acum cam vine după mine, știi? Și cred că trebuie să mă sui aici undeva ca să pot să-l bat. O să dureze ceva. Și în sfârșit, mă, Alexica, am aer în, da? Deci acum o să pot să-mi fac un pichec și să facem rest de alte chestii de aer în. Și poate avem nevoie, mă, știi? Uite, Alexica, îmi pare rău să fac chestia asta, dar cred că o să distrug casa villagerului pentru puțin lemn, da? Deci trebuie să ne facem și noi o bucătărie până la urmă, nu? Și nu vreau să mi-o fac în casa villagerului, vreau să o fac undeva pe afară, da? Uite, cred că o să-mi iau și un pat, dacă tot, și poate o să-ți iau și ție, Alexica, un pat. Bun, mă, Alexica, ia uite, ești pregătit să ne facem bucătăria noastră? Uite, o să-mi fac aici o bucătărie. Nu vreau o bucătărie din dăr, da? Deci să fie clar, uite, o să iau de aici câteva legume dacă tot am ocazia și uite, bă! Voiam să fac o bucătărie frumoasă, mă, Alexica, ce faci? Strici tu tot? Uite, sper că n-ar fi o problemă, dar nu-i problemă. Pun măsuța mea aici. Și acum, pur și simplu o să pun aici o mică podea, dar deci trebuie neapărat să ne facem o bucătărie. Dacă mă întreb de ce, nu știu, pentru că așa vreau eu și pentru că îmi place. Mă, Alexica, tu nu înțelegi, mă, cum să gătești, mă, pe dăr? Ce vrei să faci pe dăr? Ce? Nu vreau un dirt. Aici o să ne facem asta, gen pizza, mă, Alexica. Uite, stai așa. Hai să ne facem un crafting table. Uite, o să-l pun aici lângă măsuța asta. Te rog, nu facem pizza din dirt. Și uite, o să-mi fac o mică săpuță. Săpuță. Pentru că o să trebuiască să ne facem o mică fermă, mă, Alexica. Și uite, aici cred că va fi ferma noastră de wheat. Băi, lasă-mă, mă, în pace, Alexica. Trebuie neapărat să ne facem o fermă, uite. O să plantez semințele astea și o să așteptăm să crească, da, uite, plantăm cât mai multe. Cât mai multe înseamnă mai multă pizza, ceea ce înseamnă mai multe resurse pentru noi, mai multe chestii care o să ne ajute, știi? Bun, uite, plantez mai multe semințe. Tu, Alexica, ce faci acolo? Tu te-ai luat la bătaie cu villagerul. Alexica, lasă-l în pace, că avem nevoie de el. De ce stai știuți așa la mine? Nu vreau dirt, Alexica. Ia uite, mă, Alexica, și acum cred că o să facem rost de niște aluat. Ia, uite aici, uite, aluat, da, care este crud. Și acum noi cu aluatul ăsta o să trebuiască să mergem să-l băgăm la cuptor. Ia uite-l ce frumos a intrat, da. Acum, cred că așteptăm puțin sau ceva. Da, uite, gata, și acum avem aluat copt, da? Bun, stai așa că mai bag aici câteva aluate. Ia vino, mă, Alexica, vino puțin la mine. Ia uite ce frumos. Uite cum se face pizza, uite, intră aluatul. Iese aluatul, vezi? Bă, lasă-mă. Bun, cred că pentru început o să punem un aluat aici pe ma... Alexica, cum ai împins
împins masa asta, am fost și eu puțin plecat și ai împins-o. O, firar, să fie bun. Trebuie să facem rost de niște șunca fumată, da? Deci trebuie să facem rost de niște porculeți. Ia, vino cu, hai să căutăm niște porc. A, îl batem cu mâna? A, te urmăresc zombie. Ok, bun, nu-i nicio problemă. Hai să vedem unde găsim noi niște porculeți, Alexica. Te văcuți acolo și... Oh, uite un porc exact în spatele meu. Nu pot să cred că nu l-am văzut. Uite, cred că o să-l arunc așa puțin cât să pot să-l omor. Cum ai murit, mă, Alexica? Stai așa că eu vreau să iau niște porculeți de aici. Uite, niște cârniță de porc. Trebuie să fac și... șuncă, mă. Uite, ca să fiu sigur, o să mai iau încă puțin porc. Uite, cred că poate puțin mai multă carne nu o să strice. Ia uite, mă, Alexica, cred că o să-mi fac o sabie de porc și cred că trebuie să bag puțin ăsta. Nu pot să coc? What? Cred că o să am nevoie de ceva cu care să o coc chestia asta. De un cuptor, pentru că ăsta e cuptor pentru pizza, dar noi n-avem un cuptor normal, mă, Alexica. Uite, dar pentru că mi se face fumică, o să-mi fac aici niște pâine, da? Deci, așa, să te nici sunt cam pretențios dacă mă întreb pe mine, că ei trebuie să mănânce pizza, eu mă mulțumesc cu ce am. Și uite, văd că se face puțin și seara, așa că o să pun aici niște pătuțe. Uite, unul aici într-o parte, altul în cealaltă parte, masa asta o lăsăm aici, nu avem ce să facem. Uite, o să îmi fac eu un pichex de lemn, Alexica. Văd că ai stagnat acolo, te-ai oprit. Nu știu ce faci. Ok. Bun. Te împrietenești cu dărtul. Mă, Alexica, vino, mă, încoase, face seară, dor și tu, mă. Alexica, ești ok? Ok. Bro, doarme villager. Alexica, dor villager în paturile noastre, în loc să vii să dormim noi. Că e noapte. Tu ce faci? Uite, în locul mesei o să pun chestia asta. Hai să prăjim aici porculețul, uite. Uite, Alexica, dă villagerul jos. Sunt monștri în apropiere, ce să faci? Fă ceva cu patul, nu știu, ia-l și mută-l, uite. Du-l pe o casă, mă, Alexica, și culcă-te. Bun, și asta e așa să văd dacă merge. Trebuie să arunc ăsta cu sabia. Bun, perfect, și avem șuncă afumată, mă, Alexica. Uite, pe care o să pun aici pe pizza, da? Uite, o să pun și niște friptură aici, sper că e ok. Și poate o să mai am nevoie de o mică lopată. Nu știu sigur, mă, Alexica, sper că e ok ce fac aici. Uite, o să arunc încă o friptură și ia. A, mi-ai luat șunca și lopata. Aruncă-le pe jos, Alexica, aruncă-le pe jos. Nu consumă lopata. Alexica, dăm lopata, te rog, dăm lopata și dăm și șunculița de porc. Alexica, dăm, te rog. Îți dau dirt dacă îmi dai, îți dau dirt. Ok, că nu pot să cred că chestia asta chiar a mers. Deci, în primul rând, cred că o să arunc asta. Uite, după o să arunc sabia de lemn. Deci, sabia de lemn, sabia de fier. Și acum o să arunc chiar chestia asta și lopata. Ia, stai așa, bun, lopata. Nu sunt în stare să arunc lopata bine, bun. Nu contează, a mers, am făcut niște sos aici. O să mai pun niște roșii aici. Da, mă, Alexica, ce faci? Ești ok? Da, văd, foarte frumos. Mă, Alexica, mai știi tu unde am zis că am văzut vacile alea? Cred că am puțină nevoie de ele. Adică trebuie să mă duc să fac rost din niște lăptic. Văd acolo niște oi. Cum adică, mă, nu știu. Uite, parcă pe aici era pe undeva. Ia stai așa să văd eu sigur dacă era pe aici. Dacă toți suntem aici, cred că o să iau și acest cărbune, nu-i așa? Adică cărbunele e bun, ne ajută. Ne facem treaba cu el, ia. Văd eu ceva acolo, nu sunt oare vaci? Sau ia stai așa că sunt chiar unele foarte apropiate unul de celelalte. Ia stai așa că le iau acum pe toate, Alexica. Văcuțele. Trebuia să mai las una. Hai că trebuie să mai fie una prin apropiere, nu? Ia uite-o! Ia, stai așa că iau laptele acum. Și acum, hai stai, Alexica, că vin la tine. Și ia hai să vedem dacă ce fac bine. Deci, în primul rând trebuie... Stai, Alexica, ce? Ce-ai găsit? Ok, stau aici și... Aaaa! E o floare rea! Uite, am făcut cașcaval, Alexica! Deci acum o să-l pun și pe ăsta. O să chiar e bun! Floarea în tine, Alexica, te bate o floare. Te bate o floare, mă, Alexica, pe bune. Bine, mă, Alexica, atunci lăsăm asta aici. Alexica? Unde ești?
Unde te plimbi în lumea viselor? Unde te plimbi? Ok, eu cred că am terminat aici o pizza asta. Hai să vedem, e tot ok? Ai mă, Alexica, am pus blatul crud. Uite, vezi ce se întâmplă? Stai așa că le pun pe toate într-o anumită ordine, pentru că vreau să fie o pizza foarte bună. Uite, și acum... Bă! Nu te mai prostii, Alexica. Ia, uite mă, avem o pizza cu carne, da? Deci asta ar trebui să mergem să o dăm la un villager. Bun, și hai să vedem care villager va fi norocosul. Ia, Marian, Gigel sau Gică? Ia, alege-l tu. Stai, ce ai? Și tu pizza? Ok, bine, nu e nicio problemă, Alexica. Ia stai așa că eu arunc frumos. Da, mă, Alexica, cred că nu le place pizza noastră. Ia stai așa, uite, mergem la asta. Tu, nici nu asta nu-i place, mă, pizza noastră. Ia vino cu asta, așa că-i luăm pe toți la rând până găsim pe unul căruia să-i placă pizza, da? Bine, după ce ai lovit atâtea, cred că înțeleg de ce nu le mai plac pizza. Ia, ție. Bă, nu le place, mă, pizza. Pizza. Alexica, ia stai așa. Cred că dintr-un motiv sau altul, cred că trebuie să bag la cuptor, Alexica. Vino cu că e crudă pizza. Ia uite, acum e o pizza făcută. Bun, Alexica, culcă-te, te rog. Bă, de unde e atâta pizza? Ok, Alexica, ok. Nu știu ce ai făcut acolo, dar ok. Bun, ia și culcă-te. Bun, și unde vezi tu aici un țăran de ăsta? De o pizza, da? Ce ai făcut, mă, Alexica? Ai dat pizza să mănânci? What? E fericit, i-a plăcut. Ok. La chestia asta chiar nu mă așteptam. I-a dat 49 de emeralde, mă, Alexica. Ce? Dai ce? Tu acum dai pizza la toată lumea. What? Dar văd că le-o arunci așa. Băi, eu nu mă plâng până la urmă, adică avem perle gratis, nu-i așa? Ok, Alexica, cred că avem îndeajuns de multe perle cât să putem să mergem oriunde vrem, adică să terminăm dragonul. Bun, hai să vedem dacă mai reușim să mai găsim încă un villager, să-i mai dăm aici în copița. Vreau să-i mai dăm o pizza, ok? Bine, stai așa că te scapi el dacă l-ai supărat. Ia uite mă, Alexica, ce te supără ăsta, îți face probleme. Ia stai așa, iau rolul de frate mai mare și asta e. Ia uite, poți să iei tu smaraldele astea dacă îți plac chestiile. Și ia uite încă un villager aici, asta e așa că-i dau o pizza aici. Ia, villager, spune-mi dacă îți place tere. Uite mă că-i place, fericit. Ia. Și acum am 15 perle. Ia vino mă, Alexica, trebuie să mergem într-o mică aventură, da? Cred că trebuie să... ce mi-am rupt picioarele! Ia stai așa de... Ai murit? Uite, avem nevoie de puțină trestie de zahăr, pentru că trestia de zahăr ne dă zahăr, știi? Gen, cred că era destul de logic, ce-i drept. Și după aia nevoie de o găleată cu lapte, pentru că trebuie să facem puțină ciocolată, da? O să-i fac o pizza unui zombi urât. Ceva, Alexica, doar așteaptă-mă acolo. Uite, o să iau niște lapte de la vaca asta și vin acum. Ia stai acolo la bucătărie, ia. Alexica, deci, teoretic, dacă fac niște zahăr, cum se face zahărul? Așa se face zahărul, da, știam. Bun, îl arunc și după arunc o găleată cu lapte, ar trebui să se facă ciocolată. Da, mă, uite, avem ciocolată. Ciocolată? E ciocolată. Ok, Alexica, asta se întâmplă ce... Zici că eu n-aș păți. Ce? Ce, mă? Ești... te-a omorât un zombie villager. Aia e. Mă duc să mai fac rost de niște lapte și vin imediat. Ia uite, Alexica, fac acum o brânză bună. Ia, stai să vezi. Bun, avem brânză. Și ai tu din întâmplare vreo căpșună? De fapt am eu o căpșună, stai așa. Iar acum, Alexica, cred că o să fac aici ceva foarte bun, bun. Așa că, uite, o să încep prin a pune brânză. O să pun niște ciocolată și căpșună. Cui place ciocolata pe pizza? Mi-e clar, nu? Și uite, avem o pizza cu ciocolată. O băgăm puțin la cuptor. Și acum avem decât să așteptăm. Bun, uite, mă, Alexica, trebuie să găsim niște zombi, da? Să-i dăm pizza asta. Da, cred că ai o idee bună, pentru că și eu tot au niște zombi pe aici. Ia să vedem dacă chiar e cineva pe aici sau nu. Ce te-a luat creeperul ăla? Uite un zombie, aruncă-i. Oare îi place pizza noastră? Ia să mai fericit, uite că îi place. Și Alexica, dă-mi armura aia, te rog. Eu, armura mea Alexica, ceva ce nu-ți place ție oricum. Nu-mi place. Cum adică?
și cea mai bună armură e asta așa. Ți-a dat două perechi de pantaloni, bine, o să o arunc pe asta aici. Și Alexica, hai să vedem dacă mai e vreun zombie pe aici, pentru că presupun că avem amândoi câte o pizza, nu? Alexica, uite-l mă pe ură, vine după mine, vine un coaș și de pizza, uite-l e furios că nu are pizza. Te rog, Alexica. Cred că ai dat două pizza. What? Ce o să se întâmple acum? Mă, nu mă supăr deloc, armură gratis. Poți să-mi dai, te rog, buția? Ia uite mă, Alexica, cum trece timpul când ești pizzar. Trece așa de repede, uite, hai să mai dormim, pentru că vine o nouă zi în care trebuie să facem alte pizza, Alexica. Dar te rog, nu mă da jos din pat. Mersi, Alexica, ești un scump. Cred că de asta e galben. Ok. Ok. Alexica, dă-mi aminte să nu mai stau lângă tine. Ok, bun. Uite, o să bag pizza asta la cuptor iară. Și hai să vedem, Alexica. În primul rând, vreau să pun niște ananas pe pizza. Nu știu că îi place ananas. Ba nu, de fapt, ia stai așa. Uite, o să pun niște roșii pe pizza. Îți place roșia? Iar am nevoie, mă, de brânză. Stai că mă duc să fac rost. Da, Alexica, uite. Asta e găleata cu lapte. Stai așa, ia, uite, stai să vezi cum se face brânză. Uite, mă, ce frumos. Uite, brânză. Alexica, ce vrei, mă, să mai punem pe pizza asta, ia? Ce zici să mai punem? What, ciuperci? What, ai și pește, ai de toate? N-am să întreb de unde ai chestiile astea, dar uite, cred că o să pun o ciupercă. Și acum, ce să mai punem, Alexica, ia zi? Ce? Hai un porc! Ok, porcughiță, da? Deci trebuie să se numească porcughiță. Bun, uite, o să pun niște porumb, pentru că vreau să-i fac o pizza pentru un cal, da? Și cailor le place porumbul. Și acum mă gândesc că ar merge niște ulei de măsline. Ia, Alexica, pune mâna și fă rost de niște semințe. Ai semințe la tine? Uite, am eu 3. Sper să fie îndeajuns ca să fac niște ulei de măsline. Uite, o să arunc lăpoata asta aici și se pare că am făcut niște ulei de măsline. Asta e, Alexica. Bun. Acum, ia, pizza. Știu și de ce, mă, Alexica. Vreau să-i pun și niște ceapă. Și acum avem o pizza vegetariană. Uite, o să bag puțin la... E da pizza porcului și acum merge rapid. What? Bine, mă, Alexica, atunci ajută-mă să găsesc un cal care să mănânce pizza asta vegetariană, pentru că e o pizza foarte bună. Ia, vezi tu pe... Da, uite, aparent chiar e un cal aici, nu pot să cred. Este așa, Alexica, uite, o să-i dau pizza asta. Ia, mănâncă calul pizza? Stai, ce, foarte ciudat, văd că-i place și lui pizza asta și e un cal de diamant care, sincer, nu cred că am nevoie de el, Alexica. Eu nu o să-l folosesc. Uite, poți să iei calul ăsta care e super rapid. Mă, dar chiar e rapid acum că stau să mă gândesc. Ce-ai făcut, mă? Bro, zboară porcul sau nu văd eu? De fapt, nici măcar n-am să întreb ce faci acolo. Uite, o să pregătesc o nouă pizza, mă, Alexica. Vreau să-i pun niște ananas de data asta, uite. Ananas pe pizza, mie nu-mi place ananasul pe pizza, da? Uite și, uite, și niște șunca fumată, ia stai așa, ți-o fac. Bun, perfect. Și acum, mă gândesc că ar mai merge niște roșie și niște brânză. Iar n-am o brânză, ia stai că mă duc să fac rost. Doamne, ce ar trebui să luăm și noi o vacă aici? Ce, mă, Alexica? Stai așa, vino puțin la mine că ți-l opresc eu. Bun. Stai, nu moare porcul. Alexica, cred că acolo o să rămâi. Asta e. Văd că porcul ăla e puțin nemuritor, dar a venit momentul să facem o nouă pizza. Și uite, e o pizza hawaiana, Alexica. Uite, o bag acum la cuptor și odată ce se coace, trebuie să găsim un schelet. Ia zi, o să-i placă pizza noastră. Alexica, ești ok? Ești ok, Alexica? Văd că vii și vii cu o viteză destul de mare. Bă, măcar mi-ai făcut rost de niște șuncă. Da, asta e, Alexica. Hai să mergem în peștera asta de aici și hai să găsim un schelet, da? Deci vreau să-i dau această pizza să vedem dacă o să-i placă. Mă, Alexica, uite-mă un schelet. Stai, că o să-i dau aici o pizza și să vezi ce fericit e. Măcar scheletul mănâncă pizza? Stai, am mâncat-o și... Bro, ne-a dat niște oase. Vreau eu arcul. Ăla, te rog. Vreau arcul. Alexica, nu m-a ajuns deloc. Bă, eu am urât, Alexica. Ce, mă, Alexica, de dai în mine? Bro,
Mă, mersi, văd că mi-ai dat un arc cu power 5 și flame, sau e power 4, ok, chiar nu contează. Uite, mai am încă două pizza de făcut, vreau să mai fac o pizza pentru un piglin și o pizza pentru dragon, mă, Alexi, că mă ajuți? Ok. Asta e, Alexi, că știi cum e, uneori faci pizza, alteori te joci și în ambele situații pierzi, dacă mă întreb pe mine. Uite, mă, Alexi, că cred că o să-i pun și niște pepperoni dacă tot... Ia, uite ce frumos arată salamiorul ăsta. Alexi, că ai și tu niște roșii, te rog, pentru că ai găsit, ia, pune aici pe masă, pune pe masă. Alexi, că sper să iasă o pizza bună și... Ia uite, pizza piglin, da? Uite, o băgăm puțin la cuptor. Hai până se face, uite, ne punem aici să dormim. Poate ia foc, și cum e. Ce, e gata? Oh, asta e, o pizza bună acum. Ok, bine, mă, Alexica. Păi și ce tu vrei, ce... Alexica chiar trebuie să fac asta. Da, nu pot să cred că am făcut chestia asta. Alexica ești... De ce e galben? De ce e galben, Alexica? Ce-ai făcut? Am pus picioarele pe el. Alexica, stai. Gata, uite, m-a spălat pe picioare. Mersi. Uite, mă, Alexica, asta va fi ultima pizza pe care o să facem, da? Trebuie să adun niște brânză. Ce faci, mă, aici? Scoate-mă astea de aici de pe pizza. N-avem cum să punem emeralde pe pizza. A, da, asta putem să punem, da. Gata, ajunge, Alexica, câtă brânză pui? Una ajunge, da? Uite, dacă vrei, pune o roșie. Nu, ai o căpșună, pune o roșie, Alexica. Nu! Da, mă, Alexica, da, aia să pui. O, firea să fie. Uite, acum trebuie să facem un sos de usturoi. Alexica, știi, gen, cred că avem nevoie de niște ouă. Cum facem? Păi știu că erau niște găini pe aici, știi? Și mă gândeam că poți să te duci și tu să aduci, dacă tot. Ce, mă, Alexica? Ce? Ce ai făcut, mă? Ok, presupun că e ceea ce mănânci, nu? Bă, stai, tu m-ai făcut un nou? Bine, Alexica, presupun că asta e. Uite, o să mă folosesc de el să-l fac sos de usturoi. Și acum pun sos ăsta. O să ignorăm de unde a venit, da? Și cred că o să pun și puțină ceapă și niște peperoni. Și văd că ai tu niște pește aici, așa că stai așa să-l prăjezi repede. Și oare dacă-l pun aici și acum avem o pizza? Nu știu ce fel de pizza e asta, dar este o pizza cu de toate, mă, Alexica. Și e ca shawarma. Shawarma cu de toate, da? Și acum cred că putem să părăsim bucătăria noastră și hai să mergem în Nether, da? Bun, mă, Alexica, deci trebuie să găsim prima dată să-i facem o livrare la un piglin. Bun, mă, Alexica, ia stai așa, deci a venit momentul să facem aici un mic portal către Nether și uite, 1, 2, 3, 4 și tot așa, mă, Alexica, fă repede portalul acolo ca să nu ne aștepte băieții ăștia prea mult cu comanda. Ok, Alexica, dar du-te, mă, acolo. Nu pot să cred că ai murit. Și dacă tot e ăsta aici, am nevoie de puțin gravel, Alexica. Cum fac să iau gravelul ăsta, te rog? Uite, așa o să... Ce să fac? Uite, mă, sufocam acolo. Uite, am făcut un flint în stil acum și hai să mergem să-i ducem comanda la piglin. Bun, mă, Alexica, ia stai așa să vedem. Deci dacă vezi un piglin, îmi spui, uite acolo piglin, foarte mulți piglini. Uite, am aici o pizza pentru ei. Așa urâții nu prea-mi plac, asta e. Stai, omoară-i repede, Alexica, că dacă nu mă omoară ei pe mine. Bun, și mai e unul aici. Bate-l și pe ăsta. Și vezi că vin piglinii după noi. Dă-le o pizza de aia. Dă-le o pizza pentru piglini. Uite, i-am dat băiatului ălui agresiv o pizza și s-a blocat acolo. Uite, e fericit. Ce o să ne dau? Ne-a dat netherite, Alexica. Ce gen, cred că cu toate astea sunt un pro player și nu am nevoie de netherite. Așa că netherite-ul pentru mine e puțin cam... Cam neplăcut și... Uite, o să arunc toate resursele astea aici și hai să mergem să găsim o fortăreață pentru că avem o livrare și pentru un Blaze, mă, Alexica. Văd că Blaze-ul a comandat o pizza cu foarte multă brânză. Ți-ți place brânza, mă, Alexica? Dar... Mi-mi place tortul.
Bine, la ce să mă aștept de la tine? Alo, v-a venit comanda? Ia stai așa, uite un bliz acolo, mă, Alexică. Cum facem să trecem pe lângă toți ăștia? Bă, sunt ca mulți! Hai să trecem așa printre ei. Bro! Alexică, văd că tocmai am găsit un... Alexică, văd că tocmai am găsit un spawner de blizuri, așa că, uite, i-am dat o pizza la cheese blizz și hai să vedem dacă îi place. Ne-a dat niște blizzroduri și niște chestii de enchanturi. Alexică, mai ai tu pizza? Dă-le pizza, dă-le pizza, că sunt furioși! Am murit și nu mi s-a salvat astea. Nu ți s-au salvat itemele? În cazul ăsta, mă, Alexică, cred că n-avem decât să facem rost de niște blizzuri manual. Uite, ei au avut o comandă pentru noi, nu ne-au dat tot prețul și asta e, Alexică, deci ne descurcăm cu ce avem. Uite, am deja 9 blizzroduri, trebuie să mergem și la dragon, așa că n-avem ce să facem. Ce, Alexică? Ți-e frică? Da, păi uite, cred că am terminat aventura aici, așa că putem să mergem înapoi în lumea noastră, da? Alexică, știi, gen, e noapte și eu nu dorm în niciunul din paturile astea. Prefer să dorm pe jos, cum facem? Nu știu, eu mă culc înapoi. Bine, Alexică, culcă-te. E cald. E cald. Ok, Alexică, hai să vedem. Cred că înțeleg de ce te simți. Am plecat de aici, Alexică. Hai să facem. Ce? Mănâncă-l dacă tot. Bă, Alexică, nu, glumeam. Nu trebuie să faci asta. Bine, mă, Alexică, hai să mergem la dragon. Ia, încotro a luat-o. Oh! Bun, ia zărtul înapoi. Se pare că încoace este direcția dragonului. Avem o livrare specială pentru el, da? Așa că, Alexică, avem un drum lung de străbă. Nu pot să cred că era să mor. Bun, Alexică, ia să vedem. Aici trebuie să facem oare livrarea? Se pare că da. Așa că hai să mergem jos. Ce, mă, Alexică? Bine, dacă ți-e frică, asta e. Ce vrei să faci? Uite, ia un cuptor. Poate te ajută cu ceva. Așa, Alexică, nu pot să cred că am stat să minăm atâta, pentru că n-ai putut să iei un pickaxe cu tine. Bă, vezi că sunt foarte mulți urâți pe aici. Fugi, Alexică, fugi. O, diamante. Ia uite aici portalul pentru care am venit, mă, Alexică. Uite, mergem în sfârșit la drag. Asta a fost destul de rapid. Ai cu ce să urcăm? Normal că ai cu ce să urcăm, că mereu ai tu dirt. Bă, Alexica, aici, pe insulă, unde te duci? Vino aici, jos, gen. Hai că dacă nu vii, te ajut eu să vii jos. Păi da, mă, Alexica, de asta te ajut eu să vii jos. Cred că ai venit de tot jos. Bun, mă, Alexica, vezi dragonul ăla? N-avem decât să așteptăm să vină jos și să-i dăm niște pizza, da? Deci trebuie să-l facem pe dragon să mănânce pizza. Ce? Mănâncă pizza? Stai, văd și eu că mănâncă pizza. Stai, îi place? L-am bătut? Gata? Asta a fost dragonul? S-a omorât? Gen, cred că am făcut cea mai bună pizza și n-a vrut să mai împartă cu nimeni, știi? Și gata, am terminat, Alexică. Vezi, mă, Alexică, ce înseamnă să faci pizza bună? Moare lumea după ea la propriu. Ok, Alex. Pizza de dirt, cu pizza de dirt, cu pizza de dirt, cu pizza de dirt.